Toate dozele de vaccin împotriva tuberculozei au fost retrase din maternitățile din județul Gorj pentru că au termenul de valabilitate expirat. La nivelul județului au fost găsite în jur de 3 fiole care însumează aproximativ 50 de doze de vaccin care au expirat la sfârșitul lunii ianuarie. Deși inițial Institutul Cantacuzino a prelungit termenul de valabilitate al acestor vaccinuri cu încă 6 luni, Ministerul Sănătății a decis retragerea dozelor din maternități. Vaccinarea bebelușilor va fi reluată în luna aprilie. La nivelul județului Gorj nu există câteva fiole, fiole care au în sine fiecare câte 20 de doze, am înțeles 2-3 fiole, deci care au aceste doze, dar se pare că ele au fost retrase din maternitate, fiind expirate la 31 ianuarie 2010, doze pentru care inițial se primise de la Ministerul Sănătății o prelungire de termen cu 6 luni, dar după aceea s-a revenit. Ele sunt retrase, nu sunt utilizate și așteptăm din nou să primim doze de la Cantacuzino. Medicii neonatologi din Gorj susțin că nu este prima dată când se confruntă cu astfel de situație pentru că vaccinul împotriva tuberculozei a mai lipsit din secție. De asemenea, i-au anunțat tinerele mămici să revină cu bebeluși în maternitate sau să meargă la medicii de familie în cursul lunii aprilie pentru a fi imunizați. Vaccinarea va fi gratuită până când cei mici împlinesc 10 luni. Nu e nicio problemă că nu sunt vaccinați, vor reveni probabil când nu e prima dată când se întâmplă treaba asta. Deci pentru noi s-a mai întâmplat. Și s-au reîntors și au fost vaccinați și la spital, la TBC, deci la dispensar, deci nu e o problemă. Oricum, prematurii nu se vaccinează imediat după naștere și se vaccinează mai târziu.